Și săptămâna aceasta apare o modificare în topul săptămânii. Mama săptămânii este pentru prima dată, fiindcă este și prima săptămână de când e în competiție, mătușa Tamara. În cazul fetelor, de asemenea, modificare în top, pentru că Diana este mireasa săptămânii, s-a mai întâmplat asta, dar pe locul al doilea se află Tess. Tess, deci, din ce știu, a mai fost în top, dar nu pe locul al doilea. Și pe locul al treilea se află Ramona. A fost anunțată și fata de pe ultimul loc care va intra în cursa de eliminare împreună cu Raluca și aceasta este Andrada. Iar în cazul băieților, topul stă în felul următor. Mirele săptămânii, așadar pe locul întâi este Mihai, pe locul al doilea se află Alexandro, și pe locul al treilea se află Stelian. El este salvat de către telespectatori, nu va mai părăsi competiția. Un lucru previzibil și a fost și mai previzibil atunci când am auzit topul fetelor, Ramona este pe trei, de aceea m-am așteptat ca și Stelian să fie.